Suntem codașii Europei la capitolul igienă. Uniunea Europeană a trimis pachete cu pastă de dinți, săpun, șampon, gel de duș și detergent pe care primăriile trebuie să le distribuie sărmanilor. În municipiul Botoșan, de exemplu, obișnuiți ca în anii trecut să primească zahăr, ulei sau conserve, acum oamenii nu s-au mai înghesuit să ridice cutiile cu produse de igienă. Aproape jumătate din numărul pachetelor au fost ridicate de beneficiari. În municipiul Botoșan, jumătate dintre cei nevoiași și-au ridicat până acum pachetele cu produse de igienă. S-au recepționat 2381 de cutii cu pachete de igienă, care conțin 5 perioade de dinți, 4 tuburi de pastă de dinți, un șampon pentru adulți, un șampon pentru copii, un săpun lichid, detergent de rufe colorate și detergent de rufe albe. Greutatea unui pachet fiind aproximativ 4 kg. Din păcate, cu toate eforturile noastre de promovare, și ieri am publicat un anunț în Monitor Oficial, beneficiarii nu prea se înghesuie să ridice aceste ajutoare. Din 2381 de pachete recepționate, s-au ridicat 1189 de către beneficiarii de alocații de susținere și 126 de către beneficiarii de venit minim garantat. Părerile botoșenenilor pe această temă sunt diferite. Și cred că e dezinteresați. S-au sătuit de nimica toată și cere cât mai mult ca să dea lumea. Dar totuși sunt produse care sunt folositoare. Sunt, am văzut că de la televizor, am văzut că plasate pe la chiar și comunii care nu se prezintă. Și o să fac o reanaliză din nou care vrea să mai ia, să le dea la cei care vreau. Alții, și zice, tot mai bat capul cu astea. Am nevoie de altceva mai consistent. N-au nevoie de pastă de dinți, de săpun, ba, da, de șampun? Cum nu, este nevoie. Asta e la ordine zilei, este nevoie, dar nu prea folosesc toată lumea. Uniunea Europeană presupune că românii sunt răpănoși și mizerabili, dar românii cumpără la negru produse de astea de igienă de afară, vin în prostii, cât mai ieftini, de la ăștia de la basarabieni, plus care își fac acasă săpun de casă, nu? Nu că gata, dacă nu, ei iau statistici din comerț, cât se vinde, ce se produce. Nu e chiar așa cum zic ei că românii nu se spală, nu? Vrăjeala. Dar las că e bun că le dă, că na, ei nu-s mulțumit, că ei vreau ulei, zahăr, chestii, produse de astea alimentare, nu le trebuie lor săpun, știi? Și nu se duc, zic, și băi, asta e o jignire, cum adică ăștia consideră că suntem nispălați, ne dai trei săpunuri acolo. Așa la noi sunt destui care să certați cu apă și săpun. Condițiile astea sociale a noastră care le avem. Dar totuși primesc aceste produse gratuit, adică șampon, săpun. Da, nu știm de ce calitate sunt. Astea ar fi mai practici față de mâncăruri de astea, nu? Eu așa zic, dar așa, n-ați văzut ce fac. Nu putem să ne punem noi împotriva lor, ei fac totul. Dar dacă ați primit dumneavoastră, gen, produse de igienă, gratuite, le-ați ridicat? Adică? La șampon, săpun, pastă de dinți? Nu știu dacă, eu una cumpăr, ci știu că priești, nu toate. Eu chiar și a noastră românești am produse care nu le folosesc. Dacă pachetele nu se vor da, autoritățile vor face noi anchete sociale pentru a găsi potențial beneficiari. O să trebuiască să găsim și alte categorii de beneficiari și să distribuim și pachetele rămase. Cine poate beneficia? O să trebuiască să vedem prin anchete sociale, prin celelalte categorii de beneficiari eligibili care le avem în evidență, eventual bătrânii din evidența Centrului de Îngrijire la Domiciliu Persoane Vârstnice, ceilalți beneficiari de la cantina de ajutor social, persoanele fără adăpost, persoane în dificultate în general. Potrivit statisticilor, într-un an, un român folosește puțin peste un tub și jumătate de pastă de dinți, iar în practică, grija pentru igienă este departe de recomandările medicilor. Doar 60% din populație se spală pe dinți de 2 ori pe zi, iar cifrele care se adaugă statisticilor pe această temă sunt îngrijorătoare.